ca o bătrână singură, văduvă, fără copii, ce să fac? Asta face o bătrână. Din păcate, așa arată realitatea pentru mulți vârstnici în Constanța. Doamna Angela are 72 de ani, este bolnavă și mai ales nu are pe nimeni. Eu încerc să fiu optimistă, dar mai pici câteodată așa. Dacă sunt singurică, singură, mă gospodăresc, nu prea văd. De aproape 3 luni de zile însă, bătrâna primește ajutor de nădejde de la Camelia, un asistent social care are grijă să nu-i lipsească nimic. Cele două femei se sprijină una pe cealaltă, se îmbărbătează și sunt aproape ca o familie. Angela nu are copii, iar Camelia nu mai are părinți. Sper ca totul să fie bine. Ne ajută Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu o să fim bine amândouă. Asta zic și eu. Ca un părinte. Ca o bunicuță pentru fetița mea. Am adus-o și pe aici. Ne completăm una pe alta. Tatăl meu tot așa a fost foarte bolnav, 15 ani nevăzător și sunt obișnuită cu problemele ale bătrâneții. Aveți putere? Da, da. Avem și zile când mai clacăm, dar marea parte a timpului suntem foarte bine. Pe lângă suportul moral, asistentul social are o listă întreagă de sarcini pe care le are de îndeplinit. În fiecare dimineață, Camelia vine acasă la bătrână, îi pregătește masa, face curățenie și îi dă tratamentul. În primul rând ne ocupăm de dânsa, îi facem igiena personală, o schimbăm, îi pregătim micul dejun, după care mergem să facem cumpărături, medicamentele sunt foarte importante, la doctor, dacă are nevoie de rețetă. Și alți bătrâni pot beneficia de aceste servicii sociale și medicale printr-un proiect al Direcției Generale de Asistență Socială Constanța. Există câteva criterii de selecție. Persoana în cauză trebuie să aibă vârsta de pensionare, să nu aibă familie sau familia să nu poată avea grijă de aceasta, iar venitul să nu depășească valoarea unui salariu mediu pe lună. E de ajutor orice. Faptul că e o persoană lângă tine și să mai comunici, să mai contează și asta. În România sunt aproape 4 milioane de persoane vârstnice de peste 65 de ani, care reprezintă 17,3% din populația țării. Dintre aceștia, doar 1,3% beneficiază de asistență socială.